Ministerul Turismului vă dă planurile peste cap. Ați, ați dezbătut, ați discutat atât de mult tot ce înseamnă parteneriatul public privat și iată că acum se schimbă brusc totul. Ce se întâmplă și care credeți că ar fi soluția în acest caz? Uh, N-aș uh, folosi cuvinte că de genul ne dă planurile peste cap. Uh, întotdeauna există, atât timp cât există dialog, cât există înțelegere, lucrurile se pot rezolva. Într-adevăr, în uh, proiectul de lege al uh, vis-a-vis -vis de legea turismului, vis-a-vis de, -vis de omd de organizația de management a de destinații, apar câteva, hai să spunem, formulări nefericite. Mai exact, acel procent privind reprezentativitatea în organizația de management, reprezentativitatea din partea autorităților publice și din partea privată, a fost modificat un pic prin sintagma cel puțin 50% sau minim 50% autoritățile publice fiind obligate să-și asigure această reprezentativitate. Sintagma de cel puțin sau minim mi se pare uh, inoportună și cred că scoaterea acestei sintagme din uh, textul de lege ar readuce lucrurile pe făgașul normal. Ce vă afectează de fapt acest lucru? Uh, practic, uh, această sintagmă ar permite o de balansare a echilibrului în ceea ce înseamnă parteneriatul public-privat în uh, organizația de management al destinației uh, turistice, indiferent care e aceasta. Ori uh, acest uh, procent de reprezentativ trebuie să rămână uh, echilibrat de 50-50%. Partenerii din teritoriu ce părere au despre acest lucru? Uh, e privat sau de stat? Inclusiv am discutat acest aspect la nivelul Consiliului Județean. Lucrurile, într-adevăr, sunt uh, normale să fie revină într-o într zonă de, uh, hai să spunem, de echilibru. Până la urmă, discutăm de un parteneriat, discutăm de un dialog în ceea ce înseamnă dezvoltarea și promovarea destinațiilor turistice. Ori acest, uh, acest echilibru trebuie să existe, inclusiv uh, prin uh, ceea ce legiuitorul uh, prevede, nu doar. Uh, Practic, pentru că noi, ca asociație de management a destinației, reușim să facem acest lucru, chiar dacă legea nu există încă, dar trebuie să existe și prin, prin legea care va fi adoptată într-o perioadă, sper eu, cât mai, cât mai scurtă posibil. Ați făcut o interpelare la minister, așteptați un răspuns pozitiv din partea acestora, ați primit vreo reacție în acest sens? Sunt convins că reacția va fi una pozitivă, mai ales că, din câte știu, întreaga industria ospitalității a reacționat. Uh, mai, sunt, mai sunt câteva elemente, cel puțin un element care uh, ar putea greva pe o bună funcționare a organizațiilor de management mai exact uh, în caz de balotaj, prin uh, proiectul de lege se prevede că votul decisiv aparține autorităților publici. Ori, din, această, din acest punct de vedere, noi, ca asociație de management, am propus ca votul decisiv, votul la balotaj să aparțină președintelui organizației de management, până la urmă reprezentantul uh, ales, atât din partea uh, privată cât și din partea administrației publici. Sunt lucruri care pot fi acizate și sunt convins că prin comunicare și prin dialog uh, vor fi, vor fi aduse în... în, în la starea de normalitate. Când sperați să avem o lege care să pă, includă toate aceste revendicări, să o revenit la normal? Acum, din câte știu, lege va intra în Parlament, uh, va fi supusă dezbaterii în Camera Deputaților. Eu sper că în actuală, până la zic eu, până la în luna martie, anul trecut, viitor, să avem o lege a turismului, dacă se poate și mai devreme, cu atât mai bine.